copil frumos, gras și bănuiește aia și sănătos, aș spune că acest mit trebuie să dispară. Societatea noastră ne-a învățat că în momentul în care copilul este dolofan, toate lucrurile sunt în ordine. Aș spune că mai degrabă mămicile ar trebui să-și dorească copii nu numai normoponderal, dar poate ușor sub greutatea unui animal admisă, pentru că de obicei un copil care este un pic mai slăbuț, este un copil activ, este un copil care are un metabolism bun, este un copil care, din punct de vedere intelectual, apropo de funcționarea glandei tiroide, este și ea la parametri maxim și între ghilimele pot spune că este un copil un pic mai deștept. Așa că le-aș sfătui pe mămici nu numai să nu fie îngrijorate în momentul în care copilul lor este slab, ci mai degrabă să nu se bucure dacă copilul este dolofan sau supraponderal, pentru că kilogramele în plus, mai ales la copii, sunt de fapt o boală a sufletului și o imposibilitate de a-și exprima emoțiile și ceea ce simt prin intermediul altor activități. Și atunci mamele sau chiar și copiii le neacă aceste emoții în mâncare. Problemele apoi apar după un an când începem să diversificăm alimentația. Deja atunci copilul începe să știe să și ceară. Ceea ce le sfătuiesc pe mămici este să lase natura și să aibă foarte multă încredere în instinctul de foame și de sațietate. Pentru că până la vârsta de 3 ani, un copil, dacă este foame, va ști să ceară mâncare, iar dacă nu vrea să mănânce tot din farfurie, și lucrul acesta trebuie respectat. De obicei, mamele nu sunt îngrijorate și nu intră în panică dacă copilul este mai rotofei. Aș spune că nu trebuie măcar din exterior, din familie, să punem presiune asupra copiilor care nu sunt foarte, foarte plinuți, pentru că ei nu au niciun fel de problemă de sănătate, iar cei care sunt deja cu tendință la îngrășare, trebuie un pic, să spunem, nu atenționați, nu pus la dietă, dar cei din jur trebuie să vadă în asta un semn precoce de obezitate. Copilul care începe să acumuleze kilograme și care începe să nu mai poarte măcar hăinuțe de potrivite vârstei pe care o are, sau care deja începe să prindă, eu știu, forme din acestea ușor nefirești pentru un copil, să facă burtă sau, eu știu, să aibă niște rotunjimi nefirești, nu trebuie pus la cură de slăbire, însă familia trebuie să conștientizeze nu numai că probabil se mănâncă prea mult, dar probabil că acel copil are un aport exagerat de dulciuri, de băuturi răcoritoare sau de sucuri, de lucruri care nici măcar nu sunt, din punct de vedere nutritiv, de înaltă calitate. Pus mai mult la joacă, asta înseamnă mișcare, ieșit în aer liber, și trebuie ca respectivele kilograme, prin procesul firesc de creștere, să se piardă în timp. Atenție însă, copilul nu are nevoie de zahăr în alimentația lui pentru a se dezvolta normal, nici din punct de vedere intelectual, nici din punct de vedere fizic. Așa că mamele trebuie să facă din deserturi și din alimentele dulci doar, eu știu, un produs care să fie prezent din când în când în alimentația copilului. Nu ăsta este un aliment de bază și de obicei de aici apar problemele de kilograme în plus dintr-un exces de dulciuri. Copilul nu trebuie să mănânce separat un anumit fel de mâncare și familia să mănânce, eu știu, produse care sunt nu numai tentante, dar pe care copilul le va dori și nu va înțelege de ce el nu are acces la ele. Așa că în momentul în care avem un copil cu probleme de kilograme în plus, toată familia va fi obligată, aici nu mai este o problemă de, cum să spun, rugată sau ar face bine să. Familia este obligată să instituie în acea în casă o alimentație echilibrată și sănătoasă, adică să existe mâncare gătită, să existe un ritm al meselor care să fie respectat, să fie mâncarea pusă în porții individuale. De foarte multe ori avem această tendință de a pune castronul în mijlocul mesei și toată lumea își mai pune încă dacă nu s-a săturat. Deci trebuie instaurată o disciplină a mesei și neapărat trebuie ca lucrurile care se găsesc în casă și mai ales la îndemâna copiilor să fie cele care sunt potrivite
pentru nevoile lor nutriționale. Adică nu ținem în casă non-stop dulciuri de ronțăit, nu ținem în casă tot felul de produse din acestea tip snacks-uri și, eu știu, care sunt nu numai nesănătoase, dar sunt foarte ușor de consumat. Nu ținem în casă mezeluri și ne obișnuim copilul ca la fiecare, eu știu, nevoie de mâncare, el să primească mezeluri sau sandwich-uri cu mezeluri. Atenție mare, cum spuneam, la dulciuri, mai degrabă fructele sunt deserturi perfect pentru un copil. Deci el, indiferent dacă are, eu știu, un pic de foame sau dacă ia o gustare, lucrurile acelea trebuie să fie de cea mai înaltă valoare nutritivă, adică trebuie să fie, eu știu, fructe uscate sau oleaginoase, să fie fructe proaspete, să fie produse lactate, cât mai multe, niciodată un copil nu va, să spunem, nu va fi în pericol să mănânce prea mult lapte, iar el, în această perioadă de creștere, are nevoie de calciu din lapte și de vitamina D să-l fixeze mai mult ca orice. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie un lucru, trebuie să fie prezente în mod firesc în alimentația copiilor și mâncarea gătită în casă, prezența ciorbei, a mâncării gătite, trebuie să fie un obicei. Iar aceste lucruri care, să spunem, țin un pic de excepție, cum este pizza, cartofii prăjiți, lucrurile care sunt mai periculoase din punct de vedere al siluetei, trebuie să fie mâncate cu titlul excepțional. Deci nu numai copilul, întreaga familie, și atunci brusc ne facem un program și de ieșit afară și de mișcat împreună cu copilul în momentul în care el este plictisit sau, eu știu, are o proastă dispoziție, mai degrabă trebuie făcute activități comune și nu rezolvat simplu cu mâncare. Deci lipsa de timp a părinților nu are niciun fel de justificare apropo de supraalimentarea copiilor ca ei să se simtă iubiți. Deci copilul trebuie să iasă afară, să se joace și să mănânce sănătos, nu dietă, însă sănătos înseamnă pe măsura nevoilor lui, cu porția adecvată lui, câteodată chiar sunt părinți care pun copilor o porție similară cu cea a unui adult în farfurie și au pretenția ca respectivul copil să o mănânce. Deci, prea multă mâncare și câteodată mâncare, să spunem, din aceasta semi-preparată din cauza lipsei de timp din familie pentru că nu se mai gătește, poate în final duce la apariția kilogramelor în plus, dar ele trebuie neapărat de la debut rezolvate. Asta înseamnă nu așteptați ca, eu știu, copilul să devină obez până când să instituiți în familie o alimentație corectă. Copilul va slăbi în mod firesc dacă rația lui calorică și alimentația lui este pusă în niște limite corecte. De multe ori se dă vina pe moștenirea genetică, apropo de obezitate. Trebuie să știm că, indiferent cum ne-am naște, au fost făcute studii pe gemeni născuți din părinți obezi și care apoi au fost crescuți în familii diferite și separați la naștere și s-a demonstrat că, indiferent de moștenirea noastră genetică și de ce anume predispoziție avem, obezitatea se dobândește și se dezvoltă în funcție de felul în care am fost crescuți. Deci a fi bine crescut înseamnă, de fapt, a fi mai slab. Pentru că altfel, un copil care este chiar și cu gene de obezitate, dacă crește într-o familie care are obiceiuri alimentare corecte și primește cantitatea optimă de alimente, el niciodată nu va fi obez. Deci moștenirea genetică reprezintă doar un factor de risc. Felul în care crește un copil reflectă ce anume se întâmplă în familia respectivă și cât de mult știu părinții despre alimentația sănătoasă.